Astăzi eu și familia mea o să ghicim construcția în Minecraft. Fiecare dintre noi va avea un timp limitat să facă o construcție cât mai bună ca ceilalți să ghicească ce au vrut să construiască. Cine adună cele mai multe puncte până la final câștigă. Aceasta este prima ediție din Ghicește Construcția în Minecraft Băieți și Fete, un minigame care o să decidă cine este cel mai bun constructor din familia Iancu. Fie vorba între noi, Cred că se știe deja cine este cel mai bun constructor din familia Ianco, chiar nu ușoare cu asta. Și haideți să vă spun regulile. Deci după cum puteți vedea, fiecare, haideți, toată lumea să meargă la plotul lui, da? Toată lumea la, la plotul de semna. Deci, după cum puteți vedea, băieți și fete, fiecare dintre noi avem trei cesturi pentru că o să fie trei runde. Avem runda 1, runda 2 și runda 3. Și fiecare dintre noi, în fiecare chest, puteți să, deschideți primul chest. Deja m-am obișnuit să câștig, sigură. Deschideți primul chest, vedeți că aveți acolo o carte cu un cuvânt. Să nu ziceți cuvântul, să nu ziceți cuvântul deloc. Și noi, băieți și fete, vom avea 5 minute să construim chestia asta ca ceilalți să-și dea seama ce am construit, gen. Adică să arătăm că noi, bă, noi suntem capabili să construim anumite chestii, da? Cuvântul meu este... Băi, 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 să nu cumva să zici ceva. Toată lumea să fie pregătită, da? Deci o să dăm startul. 1, 2, 3 și... Bun, deci avem 5 minute, băi și fete. După cum puteți vedea, eu am acest cuvânt diamant. Eu trebuie să construiesc un diamant ca acela să-și dea seama. Marius, care e cuvântul tău? Băi, pleacă de aici. Nu-i nu treaba ta, băi, băi, fraților. Cine construiește cel mai bine, trebuie să câștige. Bun, cum să fac eu un diamant, băi și fete? Fiți atenți. O să încep cu saia, nu se iau și niște diamond ăsta. Ba, eu cred sincer să fiu cu voi cred că, o să facem mai frumos dintre toți, adică cred că Răzvan nu o să-mi facă față. Uite, luăm și ăsta și luăm și white concrete. Bun, Bă, eu zic, fie vorba de eu, eu, cred că la mine o să iasă cel mai bine. Bă, dar eu o să mă iau după diamantul din Minecraft, băi, și fete, fiți atenți. Stai, că am nevoie de un concrete de mai, mai agresiv, așa cum ar fi cum ar fi ăsta. Da, bun, fiți atenți. Deci eu trebuie să fac într-un fel. Mă, ce faci? Bă, și ce mă ce e asta? Doamne, iartă, mă. Nu o să ghicească nimeni niciodată ce-i prostia asta. Doamne. Ia, desigur, desigur că începe din nou cu chestia asta. Bă, mi se pare un, un mini-game foarte interesant. Apăsați butonul de like dacă mai vreți să facem. Eu să la scump, nici măcar nu, nu s-a apucat. Bun, hai să mă gândesc, pe și fete, cum o să fac eu. Eu o să fac așa, uite. Bun. Așa. Pun așa, pun așa. Cred că o să fie destul de ok așa. După așa. Ba cred că o să-și dea seama că e un diamant. Așa. Așa, așa. Hmm, stai. Ok, că e așa de bine aici. oh, bun! Ok. Bă, eu zic că e perfect. Acum, haide să începem aici. Deci trebuie să fie mai închis aici. Bun, deci aici o să punem Cyan Wall. Da. Pe partea asta o să punem Saiyan Wall, să spunem. Aici o să punem... Ăăă, uh, dă, stai, uite. Punem așa. Așa. Aici o să punem așa. Bun, și acum trebuie să începem să schimbăm, și Vedeți, uite, aici o să punem așa, frumos. Aici, iarăși, uite, așa. Hmm. Uite, așa, perfect. Stai, nu. Aici punem așa. Și... Sion. Bă, alo, 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 alo. Bă, șoare, ce sta asta, men? Doamne, ce creatura asta? Nu mai sparge, bro. Ok, punem așa. Uitați că mi-a distrus Răzvan. Astea, așa. Uite, Punem așa, așa. Și așa. Iar aici, uite, trebuie să venim cumva, uite, cu astea, cu asta mai închis. Hmm, ia stai, avem ceva mai închis aici, un grei, așa. Mmm, stați puțin, băieți și fete, că e ceva la mijloc pentru mine. Nu prea pot să găsesc ceva bun. Trebuie să mă uit în toate astea. Răzvan Big Boss mi-a scris copilul acela. Bă, 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 ce pleacă, bă, de aici! Vezi, mă, de construcția ta, că oricum e oribilă construcția ta. Bă, 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 nu asta e, mai fac niște de astea, bă, eu zic că, eu zic că arată bine, de ce n avem doar 15 minute. Haideți, mă, bă, arată fix la fel, e cine, bun. Fix la fel, ca un diamant, arată perfect. Uite, Izabela dragă de a face o bană. Bă, deci... Ok. Asta e foarte ciudat. Nu prea înțeleg ce a făcut Magdalena a fie vorba lui, fraților. Și nici ce a făcut Șoricul ăsta. Bă, dar la mine e perfect. Bă, deci eu cred că o să iau multe puncte prima rândă. Da? Fie vorba trelui. Bă, nu mai... mama, mamă. Bă, bă, numai... bă, bă șoareci. Ce? Pleacă nici. Așa. Bă, pleacă. Pleacă, șoarece. Mamă, deci bă, cred că Răzvan e pur și simplu că nimeni nu trece și chestia asta. Efectiv, fraților, bă, nu mai sparge, nu mai fi invidios. Nu mai fi invidios că știu să desenez. Izabela Scumpo, să știi că... Mamă! Mamă, cât de bine arată, bro! E clar că e o banană, wow! Bă, uitați-vă, fraților. Efectiv, eu și... Toane, bă, șoarece, bă, Termină! Termină! Toată lumea mai are un minut. Toată lumea mai are un minut pe ceas un minut pe ceas să termine, să termine chestiile astea. Bă, eu zic că e destul de ok. Ia stai, ce, ce zice asta? E cea mai frumoasă a mea. Bă, efectiv, la el nu se înțelege deloc. Bă, toane, bă, cine, cine sparge astea? La, las o să vadă el. Izabela, cum poți să nu fii supărată? Lasă că oricum toată lumea știe care-i treaba. Ia, mm, yeah, ia. Yeah. Yeah. Răzvan Big Boss. So, Izabela Scumpă nu plânge, uite-te la el, Răzvan King. Magdalena, te rog, eu ai și tu grijă de, de Răzvan. Doamne, iartă-mă. Bun, ba, eu zic aici să punem stop. A făcut frumos mie pe Stop, 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 stop. Bun. Hai să facem jurizarea pentru prima rundă. Hai să începem cu Izabela și să vedem dacă ne putem da seama ce a construit. Eu zic că a construit o banană, eu zic că este evident. Deci dau un punct Izabela. E foarte frumos, foarte frumos. Ce e asta? <laughs> Hai și are ce din gură. Dar nu pot să-mi dau seama, sigur. Izabela Scumpo... Eu zic că tu ai făcut foarte bine runda asta, ai făcut extrem de bine. Ce e chestia asta? Ce, ce ai auzit, bro? E o banană, Nu ți se pare? Nu-mi dau seama, da, asta face, face pe, prostul, nu e banană, e clar. Bun, deci Izabela Scumpo, tu ai făcut efectiv toată lumea și-a dat seama că e o banană, e foarte, foarte simplu. E un soare sau ce? Ba, nu, bă, dacă nu zici asta, nu se că ți-ai dat seama, toată lumea își dă seama. După, eu, este un diamant, toată lumea își dă seama, este genial, U un nou, nu, no, nu, este un diamant, Izabela Ascun, pot să-i dai seama. Asta e un strugure. Băi, băi, fraților, băi, nimeni nu-și dă da seama că e un diamant. E un diamant din Minecraft, men! Fraților, e un diamant din Minecraft. Uitați-vă, e un diamant din Minecraft. E un nou. Cum să fie un nou? E un diamant! E clar un nou. Doamne ferește. Băi, pe termină. Băi, fraților, e un diamant. Soamne, iartă-mă. E un diamant, termină. Bun. Uh, deci toată lumea și-a dat seama că e un diamant la mine, treaba lor. Acum Răzvan are o tentativă de... De avion? Ce e asta să moară, frații ei? Ce? E clar ce e. E un avion? E un tigru? Bă, nu se înțelege ce-i prostia asta. Ce e? E o motocicletă. O motocicletă în niciodată în viața asta toată lumea a ghicit, sigur. Bă, și vede și acum să zicem la ultimul, ultimul plot, deci Magdalena, dragă, habar n-am ce chestia asta. Mama, ce e asta? Aur? E pur și simplu doar aur, n-are niciun sens. Magdalena, scumpo, ce, ce cuvânt ai avut? Lingou de aur. Pă nu așa arată un lingou de aur, Magdalena. Trebuie să fie... În fine, nu, arată... Arată, arată oribil. Fie vorba între noi, băi, a desenat perfect. Bă, voi, voi doi să te -ți în timp. Bă, bă, și fete, văd că se face un timp. Magdana și Răzvan versus eu și Izabela. Bun. Acum, băieți și fete, fie vorba între noi am, uite-te pe la copilul ăsta ce mi face el mie. Toată lumea să-și să termine construcția, construcția, adică să, să le taie pentru runda 2. După părerea mea, fraților, prima rundă a câștigat-o Izabela. Deci, bă, eu zic că Izabela a câștigat prima rundă, a desenat absolut perfect. Și eu am desenat perfect, dar, na, să zicem că poate dacă nu te jucai Minecraft, nu-ți dădeai seama că ăsta e un diamant. Gen. A fost doar pentru jucătorii de Minecraft. În fine.

Doamne, iartă mă Eu, eu, eu uite ce mi am pus Ce mi am pus șoare cu ăsta Doamne, iartă mă 15 minute pe ceas toată lumea Bun, băi și fete Eu se pare că am destul de mult noroc, Așa că Mamă, stai că Doamne, nu pot să Sparg astea Eu am destul de mult noroc, Așa că O să mă iau iară După itemul din Minecraft Ești nebun Ca să arate perfect Toată lumea să știți Dea seama că asta e o, e o lubeniță Scrieți voi la comentarii Cum ziceți la, la, asta Bun Deci ce culori avem nevoie Foarte simplu Avem nevoie de green odată avem nevoie de verdele ăsta, din câte observ, și avem nevoie de și de un verde mai, închis, mai deschis, așa, nu mai închis. Hmm, cred că asta e perfect. Avem nevoie de ceva clay, nu no concrete. Ba, cred că asta ar fi mai bun, fie vorba între noi. Avem nevoie de asta. Și de red. Așa. Concrete red. Și concrete black Bun Haideți băi și trebuie să fie simplu Punem așa 1, 2, 3, 4 Punem așa uite Așa Aici punem Iară Simplu așa 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 Ok bun Bă o felie de De lubenită cinstită da, uite, punem așa, așa, așa. Ok. Și acum ce facem? Punem așa, punem asta. Da, să mergem așa cu el. Punem asta, să mergem așa cu el. Așa, și punem astea, să mergem. Ba, la, la, lua, lua. Ce? Asta e lavă? Ce, Doamne, iartă-mă, ea, Doamne, ce construiește copilul ăla. Ok. Punem așa. Bă, băi, și fete, că, e că aici toată lumea și-a dat seama despre ce e vorba, că e tot ok. Bun. Bă, pleacă, bă, șoarece de aici. Ia, vedeți cât de perfect arată. Bă, mai, ar mai merge niște retușuri, de aici, de exemplu. Doamne, vomit! Bă, taci, mă, cu lava ta. Așa. Nu mai sparge, băi, șoarece. Bun, băieți și fete, este o felie de numeriță mai ciudată, <gângătă> fie vorba dar totuși arată mișto. Totuși arată mișto, n-aveți ce să spuneți. Dar în timpul în care ne-a mai rămas, pentru că ne-a mai rămas destul de mult timp, fiți atenți, faceți o să fac și niște, niște nebunele, adică o să adaug și, și wall. Adică, uite, o să iau și de -asta, o să iau și de o să iau și de ca să pun așa peste tot. Bă, să arate, bă, arată prea tare, și nebun. Uite, mamă, perfect așa, fraților. Știți cum e la lubiniță? Că sunt mai multe Mai multe nuanțe, mai multe dastea Uite, punem și așa, perfect Dar, mamă Mi-am adus aminte Voiam să zic că nu știu ce să pun acolo Dar pot să pun, uite, bon bloc. Voiam să zic că trebuie să am un alb așa Cu textură mai așa, uite Asta e perfect, nici nebun. bun Uu, wow Fraților Fraților Cum arată GENIAL! Să mă amintesc la... Băi... Bă, bă ce-i ce, bă lava asta cu bacterii păi Doamne iartă bă... Ok... Așa... totul e perfect... Pleacă bă șoarecii de aici! Ce-i ăsta cap de winner? Hai că nu-ți dai seama ce-i ăsta ce Dacă e bă nu mai sparge construcția! Dai, hai că, hai că nu-și dă seama dacă e... Dacă e ceva nu și seama... Bun... Ok, nu știu ce face scumpa de Izabela, dar mai avem vreo două minute. Magdalena are o sabie de diamant și arată perfect, dar la posta chiar nu știu ce doamne, iartă mă, asta e lavă. a n-am. Trebuie să așteptăm să vedem ce o să facă și, și draga de Izabela, dar până atunci, băi și fete. Bă, hai, lăsați-o în pace, lasă o în pace, băi ce lasă o în pace. Că te exilezi de aici, pleacă. Magdalena pleacă de pe construcția mea, băi. Ce asta? Pleacă, hai că nu vă dați seama, nu mai faceți pe ăștia. Să oameni mă uitați-vă cum strică construcția. Bun. Așa. Mm. Ia vedeți, bă băi și fete, bă, stă. Ok, de fapt aici okay, chiar ar mai merge puțin. Bă, pleacă mă de ce mă. Pleacă, bă, veniți, mă de lava ta. asta? Lava cu bacterii. Lava cu bacterii. Pleacă de aici. Ce -i, mă asta, băi? Uitați-vă, băi și fete, cât de frumos arată. Ești nebun? Barata frumos, rău de tot. Dar fie vorba între noi, o să mai punem. Uite, aș. Nu, 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 așa. Uh. Ce asta? vomit doar când mă uit. Taj, bă, din gură. Stai să văd ce face. Hopa, dar draga de Izabela, băi și fete, nu știu, nu prea să ce face. Băi, 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 alo, 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 ce ai grijă. Stați să mă mai uit de niște chestii pe care pot să le pun, mă, și mă nervează că copilul ăla a desenat o lavă cu bacterii și acum mă, mă la creier. Hmm, ce să mai pun eu pe-aici, băieți și fete? Trebuie să mă mai gândesc eu la ceva. Îmi pune TNT, ha-ha-ha, ce amuzant. Uh, bun. Da, nu prea mai am ce să pun. Cred că asta va fi singura singura oprire. Izabela, scumpă, mai avem vreun minut, te mai las un minut. Nu prea știu ce face Izabela, draga de ea. Mă simt și așa, asta a făcut o lavă cu bacterii. Magdalena a făcut o sabie de diamant care... Doamne, iartă mă, uite la el. Să vă la el, băi și fete. Să vă la copilul ăsta, spuneți de nu... Nu mai zic, nu mai zic nimica. Izabela Scumpă, cred că s-a terminat timpul, dragă. Cred că s-a terminat timpul, aici o să... O să terminăm, veniți aici toți. Hai să vedem, Izabela... fie vorba între nevei și fete Asta este o, o, o prăjitură? O, un cookie? Sau ce e? Nu, ce e? Dar ce e, Izabela? Carte. O carte. Cafea. E clar cafea, vai de ea. Bă, dacă stăm să ne gândim, băi și fete, da, arată ca o carte. Aici, la mine, hai că e simplu. Am desenat perfect, toată lumea și-a dat seama. Izabela, scumpă, ce zici că e? Toată lumea că e și-a dat seama. Cap de dar da, da, da armoră. Bă, bă, voi faceți toți mișto de mine, bă, băi și fete. Toată lumea așa, dar seama că e, e pur și simplu... E lubeniță, E pepene, pepene roșu. Pepene roșu. Asta e cumva o mandarină. Bă, își bați joc de mine, man. Bă, sunt... Uh, deci, fraților, bă, după părerea mea, eu am făcut cea mai tare construcție. Uh, ok, ce lava asta cu bacterii? Eu nu înțeleg ce se află aici. Lavă cu bacterii. Lavă cu bacterii. Cartofi prăjiți. Hai că sunt cartofi prăjiți. Ce băi mizeria asta? Cartofi prăjiți. Un, unde, unde, i dragă de Izabela? Și-a bătut joc. Cartofi prăjiți. E foarte frumos. Da, exact. Cartofi. Păi așa sunt cartofi prăjiți. Bă, asta e lavă cu bacterii. ascultați ce la mine. Lavă cu bacterii. Toată lumea știe. Jos, jos. Vai de capul tău. La Magdalena văd că e un pic de diamant. Altceva nu dau seama să fie. Un pic de diamant. Nu prea-mi dau seama. Nu prea-mi dau seama. Fie e vorba între noi sau o armură de iron. E lopată de lemn, exact scumpă, exact o lopată de lemn. Ciudat! Bun! Eu zic, băi, și vede că a doua runde se duce la mine. Băi, am făcut cea mai tare construcție. Nimănui nu-i pasă de lava cu bacteria lui Răzvan. Toată lumea se și, -și uh, închidă construcțiile, pentru că vine runda a treia care este cea mai nebună. Până acum eu am un punct, da, deci îmi dau eu un punct așa din oficiu, pentru că sunt clar sabotat și nu pot... Uh... Lasă asta. Bă, bă. Ai zero bă, chiar pe minus. Bă, ștare, ce? ce lava asta cu bacterii? Sparge prostia aia. Bun. Și acum, băi, și fete, runda a treia din este construcția este de departe cea mai grea rundă. Vom avea cele mai grele chestii, așa că o să lăsăm, să zicem, 7 minute. 7 minute de construcție ca să vedem ce o să se întâmple. Toată lumea să fie pregătită. Izabela Scumpo, haide că te ajut și eu pe tine. băi, bă, și vedea că să mă des dai o carte, dar nu știu. E așa Da ce s-a întâmplat. Foarte, foarte ciudat. Hai să tăiem acolo. Toată lumea, băi, alo, vină și ajută pe soră ta, băi, șoarece. Hai, vină și ajută. Nu, oameni, ce copil rău pleacă. Bă, ce copil rău. Băi, alo, 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 doamne, iată mă Hai, mai trebuie să o ajutăm. De azi nu mai fratele meu. Bun. Toată lumea să fie pregătită pentru runda a 3, băieți și vedeți, sunt curios și o să am de construit runda a 3, asta va fi cea mai grea rundă. 3. Uitați-vă la el. Un băiat care n-a avut jucării când bă, uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Doamne, din vina ta. Bun. 3, 2, 1 și... Ok, băi și fete, bun. Hai să, hai să dăm drumul la construi, băi și fete, eu am burger. Hai să vedem, mama. deci am cea mai tare idee, fiți atenți. Stai uh, stați că trebuie să am eu... Ok, bun. Mm. Bă, o să, să spunem așa, aș putea să iau exemplu de aici. Hmm, nu știu, băi și fete, dacă să mă iau după chestia asta sau nu. nu hmm, cred, okay. cred că aș face mai bine, mamă, se poate că Izabela se gândește... Asta face o piramidă inversă, doamne, vai de capul lui, bă, ce mai prost constructoare. Stai să mă gândesc, bă, alo, alo, vei să nu treci de plot, ai grijă, șoarec mic, ai grijă, că-ți par construcția instant. A trebuie să treci de plot. Pleacă, mă, de aici. Bun, și fete, bă, e simplu, deci fiți atenți. Avem prima dată nevoie de... Uite, bă, de asta cred că am avea nevoie. chica că asta arată ce mai bine așa ca și chiflă. uite, asta am avea nevoie pentru... Așa. Hai să începem ușor, da? Avem nevoie de astea și de puțin ketchup. Bun, hai să vedem. Deci, uite, punem așa. Fiți atenți. Se pare, se pare că asta e cel mai greu, așa cum... Na, am și crezut și am și spus la început. Bun. Deci avem o... Pleacă mă de aici. Avem o construcție 5x5, așa. Bun. Noi în construcția asta 15x5. Pleacă, bă, ce tu ai treabă. ce ai aia, mă? Bă, pleacă mă, că să destruc acum toată construcția. Pleacă de aici. Lasă-mă să construiesc. Ok. Punem așa. Bun, față. Și, deci, asta este chifla de jos. Și fiind chifla de jos, hmm, aici o să punem ketchup-ul, da? Care o să și curgă pe aici, vedeți, puțin, așa. Da? Deci punem ketchup-ul. Ca după. Deci aici avem full de ketchup. Ca după. Să punem carnea, da? Care carnea o să fie... Uite, așa. Să fie totul bine. Pleacă, mă, de aici. Blea, pleacă, bă, de aici. Vezi, bă, de treaba ta. Că n-ai construit nimica. Ok. Bă, n-arată prea apetisant fie vorba între noi momentan, dar asta azi niște băi și fete că o să... Că o să arate, uite, punem așa. Bă, da, stai că eu abia acum mi-am dat seama că... Nu, nu, stai, mai, trebuie să pice ketchup de undeva pe aici. Ca să fiu la el. Ok, punem carnea așa. Asta ce-a făcut? Bă, n-are niciun sens. N-are niciun sens ce-a făcut, ok. Bun, acum! Peste ăsta ar trebui să vină un, un strat de... Hai că arată ok, nu știu ce face Izabela. Iarăși, Magdalena nu știu ce face, dar la asta chiar nu știu ce facem. Acum, băi și fete, ar trebui să vină un strat de brânză. Un strat de cheese, așa ceva yellow. Uite așa, yellow-ul ăsta. Bă, pleacă, bă, de aici nu mai construi, că te descalific, șoarece, ai grijă. Punem stratul ăsta de brânză, știi, care îl punem într-un fel, uite, numai așa. Așa. Și după mai punem încă un strat de carne, după deasupra punem salata, roșia, și aia a fost, zice, Și gata, am făcut totul perfect. Uite, punem așa. Acum, Luăm încă un strat de carne, da, pe care îl punem aici peste toți. Să-l punem tot așa gen. Mama, bă, băi, o zic că arată tare rău de tot, fraților, adică mai, mai trebuie să cităm puțin că acum are numai anumite cu, cu, culori. Dar după, la final, o să fie tare O de tot. facem așa un dublu cheeseburger. Așa. Sper să, sper să ne, ne ajungă timpușoaricul ăla sparge chestii pe acolo. Efectiv, el doar a, a, acceptat. Eu sunt gata de mult. Bă, tu n-ai construit nimic, pleacă de aici. Pleacă mă de aici. așa. Punem așa. Bun. Așa, bun. După, iar o de asta și fiți atenți. Deci după, iar o de asta. După o roșie. Da. După o salată, după ceva un sos uh, alb, să spunem, și după punem chifla de sus și gata. Cred că am făcut totul. Bun. Așa, eu zic că arată ok. După punem... Uh, stai. Roșia, da, asta am zis. Stai să mă gândim ce la red, băi, și vede să punem. Păi la red putem să punem astea, uite, astea. Punem roșia, da, care edita mai roșia. Așa. După salata, după puțin sos alb, așa, și după am pus cola de sus. Da? Aici iar. Uh... Nu știu, doamne, asta, distruge arta copilul ăsta. Uitați-vă el, a făcut cea mai proastă construcție. Efectiv, a acceptat faptul că e pe ultimul loc, nu mai încearcă deloc. Și-a dat seama că n-are nicio... Nicio treabă, mă, ce face... Oh! Bă, pleacă mă ce de aici. Uite-te, uite-te la soră ta cât de frumos a făcut. Doamne, iartă așa. Aici punem acum ceva green. Ceva lime. Pleacă, bă, de aici. Acum punem ceva lime. Așa. Bun, și după punem puțin, băi, și fete, puțin sos de la alb sus acolo. Și după asta, perfect, toată ne-a și Magdalena, doamne, iartă-mă. Hai să te ajut, Izabela. Ok, uite, adică... Na, aici mai există și oameni civilizați, spre deosebire de alții. Mamă, băi, și vete, nu, nu prea, nu prea am nimerit-o cu... <laughs> nu prea am nimerit-o cu asta, dar las că aici ceva să o salv. Așa, și după punem chifla de sus, da? Care chifla de sus trebuie să fie... Să înceapă de aici, hai să fie gen așa. Stai, să fie gen aici. aici. Bun, aici. După aici, cred, da. Și aici. Da. Bă, fraților, o să pun aici niște butoane ca să zicem așa că și cum ar fi Susan. Bă, eu zic, fie vorba între noi, că putea să mi mult mai bine dacă noi eram, noi eram așa focusat pe alte probleme, dar eu zic că, eu zic că mi-a ieșit bine. Suntem și puțin peste timp, fie vorba între noi, dar eu zic că mi-a ieșit ok. Bă, e ok, adică se înțelege ce e. Hai să punem aici black button, sper că avem vreun buton negru sau ceva. Mamă, n-am nimic. Atunci pun un buton de asta normal. Așa. Bun. Ok, ok. Toată lumea gata? Toată lumea e gata? Bă, arată ok. Toată lumea e gata? Haideți toată lumea la plotul Izabelei, care, după cum puteți vedea, eu zic că a făcut o cameră foto-video. Izabela, dragă, este adevărat? Eu zic că arată minunat, după părerea mea. E o casă. Tu, tu ai și ajutat-o. E o cameră foto-video? Blea, mă rog. Bă, e o cameră foto. E chiar foarte drăguță, băi, și vede fierbă bă, ei. Foarte, foarte drăguță. E cumva o sirenă. Asta face pe niște băi, și vede. Scrieți la comentarii ce regulă ar trebui să băgăm în jocul ăsta, care îți să nu mai poate să facă așa. Și după să... O, oh, ok, că ar trebui să... Da, să ne dăm seama și cine ghicește. Uh -huh. Bun. După la mine avem un burger, după cum puteți vedea. Este un burger destul de înalt, foarte, foarte mișto. Uitați-vă aici la mine. Sau să-l dăm afară, da, corect, putem să-l dăm afară. Ia vedeți aici, bai. Toată lumea, cred că și dă seama că e un burger, nu? Toată lumea, blea. Mamă, ce asta, Marius? Bă, este un burger, fie bărbat, trebuie și fetele, trebuie să iasă așa, așa, e și puțin cedat. Dar am zis așa să... Să fac ceva vomitură, cumva, tași din gură. L-aș mânca. Uite, Izabela, băi și fete, e, e de treabă. Acum, ăsta a făcut o piramidă roz, da? Deci, e ce? E clar. Piramida roz? Creier. E creier. Creierul așa arată. E în formă de piramidă. Doamne, ce mizerie. Stai să spargi toată mizeria asta. Bă, oribil. După Magdalena a făcut un, uh, un cap de creeper. Fie vorba între noi băieți și fete, Capul de creeper al lui Magdalena este absolut oribil. Așa că o să i dau foc. Adică, scrieți voi la comentarii cine credeți că a câștigat mai și fete. Dar scrieți la comentarii cine ar, ar trebui să băgăm în seria ghiciște construcția, care răzvan să nu mai comenteze data viitoare. Da, pentru că, bă, nu știu, ați văzut, gen, ăsta și-a dezvoltat o tactică, gen, pur și simplu zice, eu nu cred că asta este, nu știu ce, credeți că trebuie să luăm puncte și dacă ghicim sau nu, gen, ca să vedem cine a câștigat. Acum, după părerea mea, băi și fete, ori eu, ori Izabela am câștigat, că am făcut cele mai tare construcții, dar trebuie să facem așa un punctaj pe mai mulți, pe mai mulți factori. Scrieți-vă la comentarii ce părere aveți.